Bine v-am regăsit, sunt Corina Gluhovski și vă invit la o nouă ediție Cube Arena. Vremuri grele, vremuri apăsătoare, cu provocări, cu suferințe, cu nemulțumiri, cu informări sau dezinformări. Încercăm să păstrăm un echilibru între toate acestea, încercăm să ne păstrăm luciditatea, încercăm să aflăm ceea ce este adevărat și ceea ce este dezinformare. Adică încercăm să anihilăm dezinformările, dar mai ales încercăm să aflăm ceea ce ne interesează. Alături de mine, în această ediție, este viceprimarul Timișoarei, Ruben Lațcău. Mulțumesc pentru acceptarea invitației. De mult planificăm o chinuită întâlnirea noastră, muncită mult de ambele părți. Am făcut eforturi, dar cred că eforturile vor fi apreciate de către timișoreni, care au nevoie de informația sosită direct de la cei care așteaptă soluții sau așteaptă răspunsuri la multele lor întrebări. Spuneam că trăim vremuri grele. Pe lângă ceea ce ne confruntăm noi de zi cu zi, conjunctura istorică nu ne ajută. Suntem după o criză sanitară, nu am depășit-o, suntem în prag de iarnă cu o societate care furnizează agent termic deloc într-o postură și într-o situație favorabilă, nouă, tuturor. Trăim în condiții sau în prag de criză economică, dacă nu chiar criză economică, trăim cu toate. Noi trăim și într-o mare de informație din toate direcțiile și nu mai prea știm ce să alegem din toate. De asta v-am și invitat, domnule viceprimar, să putem și să le dăm răspunsuri timișorenilor la tot ceea ce circulă, pentru că dezinformarea este unul dintre motivele pentru care oamenii își pierd nădejdea și încrederea în administrație și în cei care, pe care i-au investit cu încredere. Frigul este, ne bate deja la ușă. Coltermul este într-o postură de loc bună. Este declanșată deja procedura de insolvență. Care este situația la momentul acesta din perspectiva dumneavoastră? Procedura de insolvență este un lucru pozitiv care s-a întâmplat în această situație a Coltermului și ar trebui să se întâmple încă din 2015, cel puțin dacă obligativitatea legală ar fi fost respectată și dacă instituțiile care sunt obligate să respecte acest lucru, să-l urmărească, ar fi impus primăriei și conducerii vechi de la Colterm respectarea legii Colterm, ar fi fost de multă vreme în insolvență. Și această insolvență, deși foarte mulți dintre, spunem așa, actorii politici vor să exploateze într-un sens electoral, este în acest moment un lucru pozitiv și spun asta dintr-un motiv foarte simplu. Procedura de insolvență asigură funcționalitatea companiei și asigură un respiro pe perioadă de timp și de lungă în care compania se poate să se concentreze pe operaționalizarea de zi cu zi, pe retehnologizare, pe un plan de restructurare și de dezvoltare. În momentul în care am ajuns în primărie, Colterm avea datorii de peste 300 de milioane de lei. Săptămânal avea conturile blocate de către un furnizor sau altul. În noiembrie 2020, când eu am devenit viceprimar, stocul de cărbune ajungea până vineri, iar contractul de gaz era pe 3 zile. Sunt deja ani de zile de când Coltermul a funcționat în acest fel, în care funcționarea era de la o săptămână la alta în niște condiții cel puțin de nesiguranță, dar de avarie. A creat posibilitatea ca compania să-și plătească toți furnizorii curenți, ca compania să se restructureze, să facă un plan de reorganizare și de asemenea să se asigure că funcționarea de zi cu zi a companiei nu va fi blocată de diversi furnizori care pot să blocheze conturile. Și am avut astfel de situații de furnizori de cărbune care de fapt nu sunt nici producători, nici exploratori, sunt doar niște intermediari cu relații și cu pile care săptămânal blocau conturile Coltermului cu șantaj destul de evident. Insolvența este tocmai acel proces care ne permite să funcționăm și ne-a permis să funcționăm și iarna trecută, contextul în care prețurile la gaz au crescut și de 6-7 ori iarna trecută vis-a-vis de iarna din 2019-2020 și ne va permite și în această iarnă.
În momentul acesta noi avem undeva la 43.000 de tone de cărbune strânse. Cât ajung acestea? Pentru cât timp ajung? Depinde de momentul de iarnă la care ne referim. În mod normal, un astfel de stoc ar putea să ajungă întreaga lună noiembrie, de exemplu, un pic mai mult de atât. Dar e un stoc care este în creștere. Începând cu această săptămână, vor veni primele trenuri din zona Modru, de la rampa pe care primăria a închiriat-o. Și tocmai acest demers al primăriei de a închiria o rampă arată că, de fapt, nu vrem doar să deparazităm compania de tot felul de interese care au sărăcit-o și care au jefuit-o, să spunem, pe șleau în ultimii 10 ani de zile, ci și să ne asigurăm că, indiferent de contextul energetic, de contextul național sau de dinamica din piața energiei, putem va avea posibilitatea să-și aducă direct de la cursă, direct de la cei care fac exploatarea de cărbune, materie primă pentru a asigura încălzirea. Săptămâna asta, cum spuneam, probabil va veni primul tren din acea zonă. Vom ajunge la 2-3 trenuri pe săptămână din zona Motru. Avem de asemenea 2-3 trenuri pe săptămână dintr-o parieră din zona Bihor. Deci suntem într-o poziție în care strângem stoc și ne pregătim pentru iarnă. Cărbunele nu va fi suficient pentru că ca să avem cărbune avem nevoie de gaz. Avem în acest moment antamat, adică contracte semnate pe o cantitate de gaz care reprezintă aproximativ 65% din cantitatea de care va avea nevoie Coltemul pentru întreaga iarnă. Mai e nevoie de undeva la 120.000 de megawatts de contractat. E o situație foarte dificilă în piața de energie, cred că vedem cu asta în fiecare zi la televizor, vedem cu toate satele de știri, pentru că furnizorii de gaze nu vor să semneze contracte cu producătorii de energie termică. Termiile au fost exceptate de către guvern în ultima ordonanță legată de plafonarea prețului electricitate, de exemplu. Există foarte multă nesiguranță și incertitudine în piață. În pofida acestei situații, am reușit să antamăm, fără foarte mare sprijin, din păcate, de la București, o cantitate de 65% pentru iarna aceasta și suntem în discuții destul de avansate cu producători și furnizori pentru prețul de cantitate. Discutul va fi nevoie și de bani ca să folosesc gaz. Costurile vor fi foarte mari. Vedem cu toții cum oscilează prețul gazului. Vedem că electricitatea a ajuns chiar la 5.000-6.000 de lei prețul pe megawatt pe bursă, iar de ce e o sumă uriașă? Trebuie să fie o cifră uriașă aceasta de 5.000 de lei megawatt, să ne gândim că acum 2 ani de zile nu plăteam 100 de lei pe megawatt. Iar acum am ajuns să plătim 5.000 de lei pe megawatt pe piața liberă. Asta e o creștere de 50 de ori. Este o creștere care efectiv face aproape orice activitate economică nesustenabilă din punct de vedere al cheltuielilor cu energia brută. În pofida acestui lucru, primăria a făcut eforturi. Anul trecut, primăria a plătit 250 de milioane de lei pentru Coltem, subvenții și sprijin financiar. Din banii aceștia, 7.000 de milioane de la guvern, diferența de 280.000 de fonduri din banii locali. Asta este mai mare sumă de bani pe care a venit primăria la Coltem vreodată. Deci, tot în anii 2013-2016, primăria a plătit undeva la 30-40 milioane de lei pe an. Asta, desigur, a spus în situația care sunt datorii foarte mari. De asemenea, în acest an am putut să plătim o datorie la E.ON pe care Coltemul a generat-o din 2012 până în 2018. Coltemul câțiva ani de zile nu și-a plătit la factura la gaze la E.ON. Primăria și-a urmat populația municipală a cărei legalitate este stabilă că va plăti această sumă. Iar în acest an plătim o sumă totală de 90 de milioane de lei. Factura fostei administrații în vreme de 6 ani de zile a fost neplătită și am plătit acum. Acum o să vreau să vă rog și o să punctăm un pic aici, pentru că sunt la capitolul exercițiu financiar. Doar să termin această idee. Vă rog. Toată această factură financiară uriașă, de care spuneam 180 de milioane pe cât anul trecut, plus alte 80-90 milioane pe care pentru E.ON, gazul din anii anterior, plus subvențiile curente, pierderea tehnologică din acest an. Toți acești bani sunt, de fapt, bani pe care primăria trebuie, în mod normal, să investească în producție și în transport, în retehnologizare. Pentru că, de fapt, motivul pentru care suntem aici în această situație este că în ultimii 15-20 de ani de zile nu s-au mai făcut investiții în rețeaua de transport și de distribuție. Pentru că, cu o singură excepție, un proiect început de administrația Ciuhandru pentru destructurare la cetul sud, nu s-a făcut nicio investiție în capacități noi de producție. Atunci, vreme de 20 de ani, administrația locală nu a făcut aceste investiții, aceste capacități de producție din anii 70,
chiar anii 60 dintre ele, vă dați seama starea lor tehnologică cam cum este. Și atunci aici este vina principală. Pe lângă acești bani de care v-am spus, pe care i-am plătit pentru funcționare, anul trecut și în acest an de zile am reușit să schimbăm 28 de kilometri de rețea de transport și de distribuție și vom mai avea un cioc de 3 km de schimbat anul viitor, iar în asta vom finaliza un proiect de 150 de milioane de lei de înlocuire rețea de transport și distribuție și mai avem de asemenea o licitație pentru un alt tronson de țeavă pe care vrem să o schimbăm în zona centrală, care probabil va ajunge pe SEA în următoarele 2 luni de zile și avem de asemenea un lot 3 pe care îl pregătim pentru anul viitor, în care vom dori să schimbăm oficii. Deci este clar că este nevoie de investiții, este nevoie de o abordare nouă, este clar că cum se fac aceste investiții cu o firmă care într-un interval de mai lung sau mai scurt, în condițiile în care o să se ia această decizie, Coltermul va fi o societate în insolvență. Insolvența, din nou, trebuie să ne gândim că cea mai profitabilă societate a statului român, Hidroelectrica, a fost în insolvență vreme de 5 ani de zile, iar în acest moment are profituri de miliarde de lei anual. Insolvența nu este un proces care garantează nici succesul, nici eșecul. Depinde ce faci în acest proces. Asta vă întreb, din punct de vedere al investițiilor. Noi suntem consecvenți să facem investiții în rețeaua de transport și cea de producție, această rețea în întregime, tot ce este SACET, sistemul central de alimentare cu energie termică, este al primăriei prin energie domeniul public, asta înseamnă producție, transport, distribuție și furnizare, toate elementele componente ale sistemului de producție, transport, distribuție și furnizare sunt domeniul public, sunt ale primăriei, iar primăria în acest moment investește. Evident că, pe lângă aceste investiții, avem nevoie să facem investiții și în școli, avem nevoie să facem investiții și trecem, în ajungem și acolo, o să vorbim, aș vrea să vă întreb. Este clar că va fi nevoie de o abordare etapizată, nu vom putea practic să oprim toate lucrurile și toate investițiile în oraș pentru a ne concentra vreme de 3 de zile. Dar pe de altă parte, vreau să vă întreb așa, pentru că în jurul acestui subiect toți factorii, fie că sunt politici, fie că sunt din administrație, vorbesc și acuză că situația Coltermului este una la limită, că timișorenii nu vor avea căldură și apă caldă în această perioadă, că spitalele și școlile o să rămână fără aceste utilități, că instituțiile care adăpostesc bătrâni și copii nu o să aibă la fel agent termic în această iarnă. Guvernul și cei care ar putea să sprijine în acest sens măririle de costurile ridicate sau situația în care se află Timișoara, a venit în întâmpinarea dumneavoastră? Ați avut astfel de discuții? Aveți deschidere pentru această problemă? Sunt două răspunsuri pe care am să vi le dau. În primul rând, am să mă refer la discuția din spațiul politic local. Ce e important să știm cu toți este că în anul 2012, guvernul Ponta, la începutul guvernării USL, a șters statutele Coltern. Administrația PNL-PSD de la vremea respectivă a început practic cu un nivel zero al datoriilor și au ajuns în 8 ani de zile la datorii de 300 de milioane de lei. E foarte ușor, după ce cea mai populară sau cea mai simplistă metaforă pe care pot să fac este cineva s-a pus la masă, a comandat, a mâncat, a băut vreme de 8 ani de zile, s-a ridicat fără să plătească nota și a lăsat următorului care a venit la masă să plătească nota și după începe să strige: domnule, de ce nu plătiți mai repede nota pe care o am consumat? Este o ipocrizie politică pe care vreau să o definez. Domnule viceprimar, vreau să ieșim un pic din această sferă și să aflăm răspunsul. La urmă, ceea ce este important este ce vom face pe viitor. Exact. În modul în care tratăm lucrurile de acum, cum spuneam, sunt investiții foarte mari pe care primăria le face. În paralel, plătim datorile vechi și tot în paralel asigurăm funcționarea de zi cu zi. Iar în același timp suntem în contact direct cu guvernul, nu doar pentru ceea ce înseamnă sprijin financiar pentru iarna ce vine, doar pentru iarna ce a trecut, ci și ceea ce înseamnă sprijin pentru investițiile pe care vrem să le facem. Evident, există dialog și există deschidere, dar precum vedem cu toții, problematica pieței energetice la nivel național, nu doar în ceea ce privește termiile, dar și în ceea ce privește companiile naționale de stat, este una extrem de dificilă. De exemplu, în aceste zile, Transgazul, o companie strategică care deține și operează întreaga rețea de transport de gaz la nivel național,
a făcut licitație pentru a-și cumpăra cantități de gaze, pentru că nu deține o cantitate suficientă de gaze ca să asigure funcționarea țării și presiunea în instalația de transport de gaze în această iarnă. Licitație care s-a încheiat fără niciun participant. Domnule viceprimar Timișoreni, riscă energetică, criza energetică în care ne aflăm este istoria națională. Timișorenii riscă să suporte consecințele acestei probleme naționale. Noi facem tot ce ține de noi, la nivel local, atât prin finanțare, cât și prin investiții publice de stocuri, dar dacă în România, în ianuarie 2023, nu va mai fi niciun furnizor care să ofere cantități de gaz, indiferent că e termie sau că e instalație industrială, aici primăria Timișoara și Cotermul, din păcate, nu au putut să schimbe politica energetică la nivel național. Nu vorbim, de politica, nu vorbim de politica națională, ci vorbim de atribuțiile administrației. Dar poate să le separăm pe cele din perspectiva Coltermului, din perspectiva discuțiilor pe care, despre care ne-ați spus acum, timișorenii riscă să rămână fără apă caldă pe parcursul acestei ierni? Adică există acel risc? Nu, no, ia Timișoara și societatea de termofigare Coltermului face tot ce ține de ei pentru a asigura în această iarnă agentul termic. Tocmai de asta avem în acest moment cel mai mare stoc de cărbune pe care le-a avut Coltermul în ultimii 10 ani, cel puțin la începerea ieri. Când am ajuns eu viceprimar, în noiembrie 2020, existau 3.000-4.000 de tone de cărbune în Colterm. În momentul acesta avem 40.000 de tone și încă nu suntem în octombrie, iar în octombrie vom avea între 50-60.000 de tone. Facem tot ce ține de noi la acest capitol. Dar dacă în România, în această iarnă, din cauza politicilor guvernamentale, furnizorii mari de gaze vor stopa furnizarea, că nu vor avea cantități, aici sunt o situație pe care nu mai putem să o controlăm noi singuri. Aveți, aveți în vedere o serie de măsuri care să impună economia? Am avut discuții inclusiv cu furnizori și producători din afara țării pentru a ne asigura cumva de cantități de gaze. Dar toate aceste discuții se bazează pe politica națională de subvenționare pe care o reglementează guvernul și ANR-ul. Degeaba credem noi la o înțelegere cu un furnizor de gaze din Ungaria, din Austria sau din altă țară europeană, dacă condițiile pe care ANR-ul le impune pentru piața românească nu sunt acceptabile pentru acești furnizori. Păi, atunci nu trebuie, atunci discuțiile nu și-au rostul, dacă știm că nu vor fi agreate de către forurile este naționale. Nu este adevărat. În momentul acesta suntem obligați să inițiem cât mai multe contacte, să punem o presiune constructivă și pe autoritățile de la București, și să ne asigurăm că facem tot ce ține de noi. Dar, din nou, mă întorc la aceeași idee, pentru că este extrem de important să înțelegem acest lucru. Piața energiei, piața crizei și criza gazului pe care o avem în România este generată de legiferarea și ordonanțe date la nivel central. Am înțeles. Dacă în această ordonanță creează o problemă și o distorsiune în piață, din păcate nici primăria Timișoara, nici primăria Brașov. Am înțeles, toate lucrurile astea sunt de la sine înțeles. Aș vrea să ne axăm un pic pe tot ceea ce privește zona de administrație locală, pentru că de noi e mai aproape administrația locală. De la administrația centrală primim informațiile și este clar că este o interdependență a celor două atribuțiilor celor două puteri, dar pe mine mă interesează administrația locală, primăria Timișoara respectiv, are în vedere o serie de măsuri în ceea ce privește economia, de la iluminatul public până la încălzire, ce înseamnă lucrurile da, astea. Da, ceea ce ne propunem să facem este din nou o retehnologizare, pentru că primul nu vorbim de măsurile acestea imediate care vorbim de măsurile imediate. Imediat. Nu mă refer aici la partea de termofigare. De exemplu, am început să schimbăm iluminatul public pe trei bulevarde majore, pe calea Toroncalului, pe calea Radului și pe calea Sever-Bocu. Avem de asemenea câteva licitații care sunt în curs în acest moment pentru schimbarea de iluminat public pe sistem de LED. Avem de asemenea un proiect de iluminat public în Parcul Botanic și de proiectele pe care le derulăm în acest moment pe iluminat vor schimba aproximativ două treimi din corpurile de iluminat din Timișoara în următorul an de zile, asta va reduce foarte puternic factura de electricitate pe care o avem, pentru că vom face niște economii extrem de consistente prin această înlocuire a corpurilor vechi cu corpuri noi pe bază de LED.
Ce nu vreau? putem, cel puțin din punctul meu de vedere, nu putem să oprim iluminatul public în Timișoara sau în orașele mari ale României ca să economisim banii de la factura de iluminat. Cred că această opțiune nu este una pe masă în acest moment. Dacă vom ajunge într-o situație critică la nivel național în care va fi penurie de gaz și penurie de electricitate și va fi o raționalizare, atunci cu siguranță ne vom supune acestor reguli la nivel național. Dar ce putem noi să facem este să devenim mai eficienți și să fim mai economicoși, asigurând în același timp nevoile de bază. De asemenea, am început pe creditele publice ale primăriei, de exemplu primăria acum în fiecare noapte toate luminile sunt stinse și încercăm pe cât putem să optimizăm toate micile costuri pe care le putem optimiza legat de factura de electricitate. Adică aveți un tablou al consumatorilor mari? Evident că avem acest tablou, dar sunt foarte multe lucruri esențiale pe care nu le putem opri. Cum este, de exemplu, transportul în comun, unde pe rețeaua de troleibus și rețeaua de tramvai consumăm electricitate, cum este iluminatul public. Nu putem să lăsăm în presă, deși din păcate avem probleme cu rețeaua de iluminat public, mai ales cu partea pe care operează Enel-ul, partea de distribuție, dar nu putem să oprim iluminatul public noaptea. Ce putem să facem este tocmai să retehnologizăm aceste corpuri și să accelerăm aceste investiții și avem nu doar planuri să facem cumva, ci avem în acest moment în lucru aceste proiecte. Dacă veți merge pe Severbocul, pe drumul către Dumbrăvița, veți vedea că o parte din el are iluminatul LED, o altă parte care are iluminatul vechi și în curând va fi și acela schimbat. Pe torontalul garajului deja este vizibilă zona care a fost înlocuit iluminatul public. Aceste proiecte vor continua în această iarnă și în anul tot vor accelera. De asemenea, un lucru pe care vrem să-l facem este să înființăm și să creăm primul parc fotovoltaic deținute către primăria Timișoara pentru rând de 20 de hectare. Suntem foarte avansați atât cu proiectul de fezabilitate cât și cu alte proceduri. Nu am bătut foarte mult tova pe acest proiect pentru că... Domnule viceprimar, da, am înțeles. O să vreau să și vă adresez invitația de a veni să vorbesc, să vorbim separat despre acest parc. Avem câteva subiecte care îi interesează pe timișoreni. Ne mergem pe termen lung, nu există o soluție de mâine, nu avem din păcate tocmai de asta și vreau să vorbim despre acest subiect mai pe larg, pentru că este clar că are o importanță strategică pentru Timișoara și poate fi o soluție pentru multe probleme ale orașului și nu numai ale orașului. Până atunci m-aș întoarce un pic la Colterm și la situația Coltermului. Firma de avocatură sau firma care reprezenta Coltermul și reprezenta primăria în consilia primăria pe temele juridice ale Coltermului și-a încheiat mandatul? Da, s-a încheiat anul de contract. Și va continua acest contract cu firma de consultanță? Din punctul meu de vedere, e un păcat, nu continuă, dar nu va continua. Cred că ar fi fost util să continuăm această relație contractuală, pentru că, până la urmă, serviciul juridic al primăriei este un serviciu limitat ca și resurse umane. Noi avem nevoie de suport juridic absolut toate contractele pe care le derulăm, de la drumuri, la școli, la orice de investiție. Volumul de muncă în serviciul juridic este foarte ridicat, avem mii de procese anual. Și atunci cred că ar fi fost un lucru oportun. Din păcate a tras foarte multă atenție dintr-o zonă mai mult sau mai puțin proasă, aș spune, a politicii locale. Oameni care de-a lungul timpului s-au mutat pe ei și familiile și prietenii lor personale la resursele primăriei au fost foarte puternici. Care, până la urmă, i-a sprijinit extrem de mult în partea de început a instituției și l-a pus un fundament puternic și o temelie pe ce înseamnă partea de apărare a primăriei sau acțiunea din instanță pe care le avem noi de făcut. Ele vor continua, ceea ce a fost, va continua cu serviciul juridic din primărie, dar evident că acești oameni din primărie, pe lângă aceste procese pe care le vom avea inevitabil pe insolvență, vor fi prinși în alte sute mii de procese pe care are primăria pe toate temele posibile. Aș vrea să abordăm problemele sau ceea ce se semnalează în spațiu public și dumneavoastră trebuie să ne spuneți în ce măsură sunt informații valide sau să le infirmați sau să le anulați. Există suspiciuni sau există vorbe aruncate că acel contract cu firma de consultanță s-a desfășurat în limite, la limita legii sau chiar încălcând-o în anumite
contract de reprezentare juridică. Da. Există suspiciuni în această zonă. Aș vrea să vorbiți despre ele. Au fost încălcări ale legii? Există organele de control abilitate care au venit cu atenționări în această privință? Există o cercetare în această direcție? Din câte știu eu, nu. În mod evident, nu există nicio ilegalitate. Contracte de reprezentare juridică au probabil toate primările din județ. Este o excepție făcută în legislație, pe care funcționează nu doar primăria Timișoara, ci întreaga țară. Dacă vom căuta dincolo de marginea teritorială a Timișoarei, vom descoperi că nu doar Timișoara, dar, cum spuneam, aproape toate primele din județ au astfel de contracte, alte municipii de mari dimensiuni au astfel de contracte de reprezentare juridică. Depinde de la caz la caz. În mod evident, în momentul în care într-un serviciu de reprezentare juridică a primăriei, 5, 6, 7 juriști care pledează în instanță, ai 2.000-3.000 de cazuri pe an, e clar că volumul de lucru și volumul de procese depășește capacitatea internă a municipalității și atunci există această excepție în lege care permite astfel de contracte. Inclusiv ministerele sau agențiile de stat sau companii de stat au astfel de contracte. Nu văd nicio problemă aici. Evident că de foarte multe ori descoperim că lucruri care se fac în toată țara nu se pot face în Timișoara sau că sunt anumiți șefi de instituții locale mai mult sau mai puțin pe viață în acele poziții, care consideră că ceea ce este legiferat prin lege și se aplică în cazul tuturor orașelor din România nu se poate aplica în Timișoara. Și vedem, de exemplu, cel mai bun exemplu pe care putem să-l avem este legat de finanțarea fotbalului. Nu este oraș mare în România care să nu finanțeze cluburi de fotbal, de la Oradea, la Cluj, la Botoșani, la București. Vedem salarii de 200.000 de euro anual plătite de către CFR București, finanțate în întregime de la bugetul capitalei. În același timp, în Oradea, în Timișoara, instituția de control le spune că nu este legal să se întâmple acest lucru. Dar și avem putut decizia ale instituției în contradicție cu alte decizii ale instanței din altă țară, din țara noastră, asta, din alte orașe. Asta pe o grilă de 1-1 sau există și diferențe de aplicare a legii? Cred că există nicio diferență în aplicarea legii. Adică nu se poate aplica legea altfel la București decât la Timișoara. Au existat nuanțe, poate că au existat nuanțe sau anumite măsuri care... Nu cred că vorbim de nuanțe până la urmă. Vorbim de o problemă pe care o avem noi la nivel național vis-a-vis de jurisprudența în justiție. În momentul în care o instanță din Iași consideră că este legal ca municipalitatea să finanțeze fotbalul, și o instanță din Timișoara care consideră că este ilegal. Pe aceeași temă, pe aceleași articole de lege, pe aceeași finanțare, pe aceleași cod administrativ. Ce încercam eu să vă spun este că poate modul în care s-a pus în practică și poate că modul în care s-a pus în practică a lăsat câteva urme de... Nu cred că dacă vorbim de proceduri și de aplicarea procedurilor, atunci în cazul în care procedurile nu sunt respectate, sunt alte penalități pe care le suportă municipalitatea. Nu vorbim de ceea ce s-a întâmplat în Timișoara pe dosarul Poli, dacă e chestie de procedură. Mă întorc un pic spre... N-aș vrea să părăsim Coltărmul, este ultima întrebare care vreau să... Putem să facem o pauză de 30 de secunde? Am să vă rog, nu putem chiar acum, dacă putem... Imediat mai avem încă jumătate de minut. Vreau să acoperim și subiectul și o să luăm și o pauză. Vreau să acoperim subiectul exproprierilor din patrimoniul Coltărmului. Cât este adevăr și cât este neadevăr? Pentru că sunt foarte multe voci care acuză actuala administrație că au distrus patrimoniul Coltărmului și au intervenit acolo unde legea nu permite. Puteți să ne spuneți foarte mai scurt ce s-a întâmplat de fapt? Și luăm o pauză imediat. De aici, din nou, auzim un consilier local care de 20 de ani trăiește din trafic de influență și prin intermediere de tranzacții dubioase, făcând afirmații în mediul public și odată acest personaj devine un subiect pe care trebuie să-l comentăm. Legea în acest domeniu este foarte clară. Și deciziile Curții de Conturi din ultimii 8 ani de zile întăresc acest lucru. Tot ce face parte din producție, transport, distribuție și furnizare
de la centrală, la clădirea în care este centrala, la rețeaua pe care mergea centrul termic, la rețeaua de electricitate care alimentează centrala, la putere termică, absolut toate aceste elemente fac parte din SACET și sunt domeniul public, prin lege. Nu este o chestiune care ține de primăria Timișoara, de Coltern sau de ce credem noi la nivel local. Este o chestiune reglementată de legislația națională de decenii. Ca atare, acest SACET, domeniul public, nu poate să fie nici sustras, nici luat. Toată apa caldă care a fost furnizată în Timișoara, în această vară, a fost apă caldă pe care a încălzit-o Colternul. Apă caldă, mă refer la toți consumatorii care nu au centrală de apartament. Termul funcționează zi de zi, pentru că altfel nu am avea apă caldă în Timișoara. Nu acuatim încălzește apă caldă, ci Colternul încălzește apă caldă. Evident că această rețea nu aparține unei companii, nu aparține nici unor cetățeni, aparține unui public. Este a municipiului prin lege. El nu poate să fie nici ustrasă, nici dusă, nici mutată în altă parte. Deci patrimoniul Coltermului rămâne în Timișorenilor. Nu știu unde să termin această idee. Să-ți trage parte din rețea, nu știu ce înseamnă. Să iei un cazan în spate, să-l duci la Botoșani, de unde sunt rutele sau nu ce poate să însemne. De vreme ce sistemul funcționează, el este acolo. Sistemul de tacetul acesta, sistemul de alimentare cu termie în întregimea sa, a fost dat de către Termoenergetica, companie națională, către municipalități în anul 2001. Exact așa cum a venit de la București, exact așa a fost dat în concesiune către Coltern, într-un contract pe 20 de ani. Anul trecut acest contract a expirat, el a fost prelungit. Exact așa cum a fost făcut în 2004 din 2001, exact așa, aceeași listă de încălcat a fost preluată și prelungită în noul contract. Ei, că acum, de-a lungul timpului, au fost diverse inginerii financiare pe care anumiți directori de la Coltern le-au făcut și pe care nu le poate nimeni explica. Acum, aici nu cred că e Primăria Timișoara datoare să răspundă de ce anumite inginerii financiare s-au putut face în anii 2000 sau în 2010 sau în 2015. Cred că sunt alte instituții abilitate să ne spună cum s-au putut face tot felul de investiții fictive din bani care nu au existat în bunuri pe care le-au deținut Colternul. Nu cred că este datoria Primăriei Timișoara să existe acest lucru. Alte povești pe care le spun tot felul de personaje toxice din spațiul politic local, eu nu vreau să le comentez. Sistemul este funcțional, toată apa caldă care merge fiecare zi în Timișoara se creează de către Coltern. Investim în acest sistem, facem investiții. Patrimoniul rămâne timișorenilor. Să vă dau cel mai simplu exemplu posibil. În aceste zile sunt foarte multe zone în Timișoara care sunt deranjate de investițiile pe care le facem în rețeaua de apă și canal prin Aquatim. De exemplu, în toată zona Lipovei sunt sparte zeci de străzi. Aquatimul înlocuiește rețeaua de apă și canal pe fonduri europene în proiect de 65 de milioane de euro. Exact ca și în cazul termoficării, rețeaua de apă și canal, inclusiv uzina de apă, stația de depurare, sunt domeniul public, sunt ale primăriei operate doar de către Aquatim. Dacă, Doamne fere, Aquatimul pățește ceva, vine o altă companie care le operează în continuare. În momentul în care Aquatimul ia bani europeni, investește în rețea, a doua zi după ce investiția este finalizată, Aquatimul vine la primărie și predă această investiție. Pentru că Aquatimul nu poate să fie proprietar, să se împroprietărească pe domeniul public. La fel nu poate nici STPT-ul să se împroprietărească pe domeniul public. Rețeaua de cale de tramvai din oraș este a primăriei. Dacă STPT-ul repară o intersecție și face sutura sau macazul, el nu devine proprietar pe acea sutură sau pe acel macaz. E obligația sa contractuală. Ei, la fel să se fie și în cazul Coltermului. Dar, de-a lungul timpului, în cazul Coltermului, Coltermul a reușit să-și treacă în patrimoniu multe bunuri care sunt ale primăriei, pe care primăria nu doar că este proprietar prin lege, dar este și proprietar în CF. De ce s-a întâmplat acest lucru? De ce nimeni n-a observat? De ce nimeni nu s-a sesizat? E o întrebare al cărui răspuns aș dori și eu să-l aud, dar al cărui răspuns eu nu pot să-l ofer. Poate că o să mai putem să vorbim despre asta și de ce tocmai acum. Luăm o scurtă pauză, vă permitem și dumneavoastră să acoperiți o altă urgență și imediat revenim. Am revenit, alături de mine este viceprimarul Timișoarei, Ruben Rațcău. Dacă în prima parte a emisiunii am vorbit despre faptul că timișorenii vor avea apă caldă și căldură în măsura în care
nu intervin probleme grave și care ne vizează pe toți la nivel național. Administrația Timișoarei ne dă asigurări că se întreprind absolut toate măsurile în așa fel încât instituțiile de stat, respectiv școlile, spitalele sau alte instituții, dar și timișorenii în casele lor vor avea agent termic și apă caldă. Am continuat să vorbim despre situația Coltermului, despre situația juridică, despre stadializarea insolvenței, despre patrimoniu, despre faptul că acel contract cu firma de consultanță în probleme juridice a luat sfârșit și că mai departe, specialiștii din primărie, pentru că ne ducem acum spre zona de organigramă, care tot nu mai trece și pentru că acum o să vedem cât de mari specialiști avem în instituțiile administrațiilor locale și nu numai, și instituțiile de stat, pentru că tot vorbim de pricepere și de ce ar trebui să facă un angajat sau să facă angajații unui departament sau altul. Vreau să vă întreb, e a treia încercare cu organigrama. Justiția... A doua. E a treia încercare care se anunță acum de a face o nouă organigramă. Care e de fapt situația? Nu există intenție de a face o nouă organigramă. E o informație apărută în spațiu public? Numai bine îi și dăm... E informația apărută în spațiu public în aceeași zonă sulfuroasă de care spuneam și înainte, de oameni care supraviețuiesc și trăiesc și prosperă de 20 de ani doar din tot felul de intermediari de putere. Noi avem o a doua organigramă care în momentul acesta este în funcție. Am câștigat la Curtea de Apel, unde instanța a decis ca organigrama nouă pe care primăria a promovat-o să devină funcțională. Ea este în acest moment funcțională. De asemenea, instanța a decis să reîntoarcă cauza la tribunal pentru rejudecare. Așteptăm să ajungem la tribunal, să vedem ce se va decide. Noi credem că întreaga procedură a fost respectată, a fost făcută conform legii, că nu e nimeni până la urmă care este dezavantajat în mod evident. Dar aici, dincolo de cadrul legal și de procedurile legale, trebuie să avem o discuție cumva mai largă la nivel de societate vis-a-vis de cum funcționează administrația și mediul public. Până la urmă, în orice firmă din această țară, în orice companie privată, se pot face modificări, se pot face restructurări, se pot angaja oameni, se pot da afară oameni. Se pot face evaluări de performanță. Este absolut stupefiant, cel puțin pentru cineva care a lucrat doar în mediul privat, cum sunt eu până în acest moment, să te gândești că anumiți oameni care câștigă un concurs în anii 90 rămân pe viață cu acele drepturi și sunt inamovibili. Până la urmă, funcția de director nu sunt moștenite din tată în fiu, nu e un drept ancestral, este o proprietate pe care cineva a primit-o de la părinții săi, ci este o funcție care ține de primărie, care poate să restructureze, care poate să dispară, care poate să crească responsabilitatea, să scadă responsabilitatea. Nu e rău să rămâi dacă performanțele sunt. Este până la urmă atributul primarului să-și formeze aparatul de lucru al primarului. Pentru că așa se numește, conform codului administrativ, așa se numesc angajații, funcționarea primăriei, este parte din aparatul de lucru al primarului. Și este responsabilitatea primarului să-și formeze un astfel de aparat, să-și restructureze în felul în care e cel mai potrivit pentru a putea aplica programul electoral, politic, pe care cetățenii l-au votat. Dar nu este obligatoriu totdeauna să schimbi. Care a promis că va înființa 3 structuri noi, că va desființa 2 structuri, că va înființa un rol nou pe care administrația locală nu l-are în acest moment, legitimitatea politică și reprezentativă într-un stat democratic este a primarului ca să facă această reformă. În mod evident că trebuie să respectăm legislația când facem această reformă, dar cred că este foarte clar pentru toată lumea în Timișoara că motivul pentru care organigramele noastre au fost respinse, cele două, n-a fost din cauza de procedură sau de oportunitate, ci că există o rezistență foarte mare în sistemul instituțional local de anumiți oameni care au servit multe interese în ultimii 20 de ani, să rămână în acele poziții și să poată să le servească pe mai departe. De asemenea, vedem că un fost
șef mare din primărie care a pierdut controlul asupra resurselor umane, în aceste momente are anumite explicații dificile de dat și vedem că de-a lungul timpului s-au făcut angajări în primărie care cel puțin au respectat legea, dacă nu putem să spunem mai multe decât atâta. Și e clar că la nivelul primăriei este nevoie de o reîmprospătare tehnică și profesională a resursei umane. S-au făcut o serie de evaluări profesionale și s-a ajuns la concluzia că sunt deficiente sau sunt deficiențe în anumite zone? Discutăm un pic de aceste evaluări profesionale. Într-o companie privată, dumneavoastră, de exemplu, Zaiu, dacă nu o companie privată cu 50, 100, 1000 de angajați, este atributul superiorului direct să facă o evaluare. În mod evident, această evaluare va fi discutată cu angajatul respectiv, se va pune în vedere plusuri, minusuri și va fi o discuție. Ei, în mediul public, ca eu să fac o evaluare, nu pot să o fac de la mine putere. Eu pot să dau nota 1, de exemplu, mi-e angajat. De la 1 la 5 sunt notele în sistemul public. Ca să dau acea notă de 1, eu trebuie să formez un teanc de documente gros de 10 cm. Pentru că altfel respectivă va contesta în instanță și va trebui eu să dovedesc cu scrisuri, cu documente, cu reveniri, că i-am pus în vedere problemele, că am revenit la ele și că respectivul cu rea voință, în mod îndelungat, nu a respectat sarcinile de serviciu. Va trebui să fac acest lucru în mod consecutiv de 3 ori ca să pot să sancționez și 2 ani la rândul ca să pot să ajung într-o situație în care să îl dau afară și atunci pe fiecare proces, pe fiecare procedeu va trebui să mă duc în instanță, să mă ajute probabil ani de zile până să ajung la deznodământ final. Există un grad de închistare și de blocare în timp și de lipsă de flexibilitate în mediul public și aici nu mă refer doar în primăria Timișoara. În sistemul public la nivel local, județean și național, care de fapt ne arată și motivul pentru care instituțiile din România nu performează. În momentul în care o persoană a câștigat un concurs în anul 2000, toamna sau 90, primăvara, și de 25 de ani miniștrii, primarii, directorii, prim-ministrii vin și pleacă, dar el e tot acolo, este evident că există o discrepanță puternică de responsabilitate și de legitimitate. Este evident că în cazul multor instituții, ne revește la ministere, vedem că avem ministere cu 35 de miniștri în 30 de ani. E evident că directorii sunt acolo de 20 de ani. Acel director, acest secretar general care e de 20 de ani în minister, dar ministerul cei 20 de ani a văzut 30 de miniștri, este evident că acea persoană deține mai multă putere reală în acea instituție decât deține ministrul sau primarul. De asta, vă este teamă și în primăria Timișoara că sunt oameni care realmente... Nu mai este teamă de acest lucru pentru că această situație s-a schimbat și primăria Timișoara trece printr-un proces de reformă intens, se schimbă oameni, avem nevoie să angajăm oameni noi, sunt oameni care trebuie să plece, e nevoie de o reîncrespătare, dar da, sunt anumite zone în care există o rezistență instituțională puternică. E un director care mi-a făcut, cred că până acum, 20 de plângeri penale, unele deja au fost despre astea o să putem să facem și aici, pentru că am spus și am promis de la începutul emisiunii că vom încerca să aducem și să scoatem lumină și să lămurim câteva lucruri care apar în spațiu public. Ce conflict aveți cu legea? În ce zonă sunteți făcut responsabil? Din ce știu eu, niciuna. De exemplu, pot să vă dau un exemplu de un fost director de companie de la horticultura, care a plecat, cred că, de jumătate de an și care mi-a făcut, cred că, vă 3-4 plângeri penale. În România oricine poate să facă câte plângeri penale oricui. Dreptul fiecărui român. Evident. Multe dintre acestea au fost deja închise. Și este evident că sunt fără de temei. Dar este o metodă pe care o practică unii dintre directori, funcționari, că în momentul în care cumva încep să-și piardă poziția de putere și de influență, prin care, de fapt, vor să intimideze. Fostul director la horticultura, și am să mă rezum doar la acest caz, mi-a și pus în mod evident că dacă nu mă cumințesc între ghilimele, va avea grijă de mine și mă va distruge. Și aceste tipuri de amenințări, de șantaj, cred că sunt extrem de răspândite de mediul public. Nu m-am nici speriat, nici nu ne-am speriat în această situație. Ne-am asumat în momentul în care am început acest proces de reformă că va fi unul dificil. Nu credem că o să se întâmple peste noapte și cred că oamenii care în ultimii 20 de ani au creat problemele pe care le vedem în acest oraș la fiecare colț,
Nu cred că acești oameni sunt oamenii care le vor rezolva și nici nu cred că acești oameni vor înțelege de bună credință greșelile pe care le-au făcut. Este evident că decidentul și primarul, care este votat, și Consiliul Local, care este de asemenea votat, au nevoie să facă o reformă. Și așa urmă trebuie să fie în interesul public al cetățeanului, și nu în interesul personal al unei persoane și a unui salariu. Până la urmă, cred că modul în care funcționează Timișoara, investiția din Timișoara și relația cu cetățeanul și modul în care primăria servește interesul cetățeanului sunt mai importante decât interesele mai mult sau mai puțin legitime pe care un oarecare director le servește în cadrul societății. Eu o să vreau să vă întreb, tot în spațiul public se spune că actuala administrație încearcă să-și aducă cercurile de prieteni, se angajează și sunt o serie de dispute mari, mai ales pe rețelele de socializare, că acolo s-a transferat viața noastră. Am început să comunicăm în stufărișul rețelelor de socializare, dar unde nu se dau răspunsuri și unde interacțiunea noastră este atât de toxică și sunt atât de multe jigniri, încât informația reală este acoperită de orice altceva. Sunt câteva controverse de colege de ale dumneavoastră din partid sau oameni apropiați administrației care au câștigat concursuri sau au fost numiți în anumite poziții și destul de mult bombardate de către competitorii dumneavoastră. Cred că orice situație în care cineva câștigă un concurs iese din discuție, indiferent dacă este membru de partid politic sau nu. Până la urmă, dacă cineva participă la un concurs care se desfășoară într-un cadru corect, legal, îl câștigă, este dreptul sau nu, cred că mai putem să discutăm despre acest lucru. Dacă ne uităm însă la societățile Consiliului Local și vedem directorii care au fost schimbați în ultimul an de zile, vedem că niciun director nou numit nu are carnet de partid, nici de USR, nici de alt partid. Director numiți, în mod definitiv mă refer, nu interimar, dar nici în cazul interimarilor. Doar a fost un singur caz în care a fost o continuitate la SPPT, nu a fost o numire, a fost... A plecat directorul prin și a rămas adjunctul care i-a luat locul. Dar nicio situație, directorul pe care i-am numit nu a fost directorul planet politic. Alte discuții care au un loc în spațiu public sunt în mod inevitabile, dar este evident, cred că avem nevoie de un proces de depolitizare la nivelul administrației, nu doar la nivelul administrației locale, ci și la nivelul administrației centrale și a deconcentratelor. Este evident că avem nevoie să punem ierarhia de priorități, competența înaintea apartenenților la grup sau la partide politice și respectăm acest angajament. Este iarăși evident că la un concurs pe care primăria îl face sau o instituție publică îl face, indiferent că e minister, primărie, consiliu județean sau o agenție națională, poate să participe oricine, nu poți să ceri omului să îi vezi. Este adevărat, domnule viceprimar, dar cam calitate de membru de partid, să aibă să nu aibă afiliere sau simpatii politice. Nu se poate pune acest lucru. Dar pentru a avea câștig... Este foarte clar că niciunul dintre oamenii noi aduși în primărie, că au venit prin transfer, că au venit prin concurs, că au numit în companii, cei care au rolul de conducere tehnică, executivă, că vorbim de directorul de la horticultura, că vorbim de directori din primărie care au venit, de exemplu, de la serviciu social, de la tot felul de de la DAS, persoana care a fost promovată este dinăuntru structurii, un om competență, cu experiență, fără nicio afiliere politică. La poliția locală am făcut un concurs în care a venit un profesionist pe bază de concurs, fără nicio afiliere politică. Și este evident că toate aceste poziții executive de responsabilitate nu au fost numiți oameni politici sau oameni cu afiliere politică. Acum că la un concurs de funcționar public a participat un membru PNL, PSD sau USR, pe care nici nu poți să-l controlăm și cred că în momentul în care cerem caretul de partid sau cerem să vedem declarațiile de pe internet ale unui cetățean dacă iese sau nu iese să participe la un concurs public, cred că ajungem într-o zonă în care deja democrația este depășită. Eu vreau să vă aș vrea să mă leg un pic de această atmosferă de
de sădirea neîncrederii sau de perpetuarea neîncrederii care există la nivel de în ceea ce privește administrațiile locale, în ceea ce privește autoritățile, instituțiile. Poate că modul de comunicare și modul în care se prezintă public aceste persoane sau aceste concursuri ar trebui să se schimbe chiar de la o administrație tânără și care are o altă abordare, că undeva sunt hermetizate încă informațiile. Radical, a fost că aceste concursuri pe care le-am derulat în primărie în acest moment au fost toate anunțate public. Toate au fost anunțate și publicate conform legii. Nu cred că până acum știați în momentul în care primăria a angajat doi consilieri superiori, principali sau asistenți la un departament din primărie. Nu cred că se făcea niciun anunț. Poate se făcea un anunț într-un ziar cu tiraj de 50 de exemplare undeva pe care nu citește nimeni, dar nu cred că vedeam un anunț public asumat de primar, de pagina primăriei. Așa, aici o să revin un pic și la... Dar nici nu existau atâtea voci. Oricine se poate înscrie. Evident, în momentul în care îți asumi acest lucru, să faci această comunicare, inevitabil este să atragi și critici. După la urmă, critica este sănătoasă și este necesară într-un proces de îmbunătățire iterativ. Și noi ne propunem să ne îmbunătățim. Credem că este inevitabil să facem și greșeli, să facem și erori. Este un lucru pe care doar cine nu face nimic, nu face nicio greșeală, ci este clar că se vor mai întâmpla și erori, iar acolo unde se întâmplă le vom corecta fără nicio îndoială. Dar toate aceste concursuri care au avut loc până în acest moment în primărie, poate au fost anunțate public, iar intenția noastră este să avem un număr cât mai mare de competitori și un număr cât mai mare de oameni, profesioniști care să fie atrasă de către administrația locală. Până când nu vom avea cei mai buni drumari în primărie, nu vom putea controla cel mai bine proiectele de drumuri. Până nu vom avea cei mai buni peisagiști, cei mai buni arhitecți, cei mai buni ingineri, cei mai buni juriști, nu vom putea să oferim acele servicii pe care le vrem, le cerem și pe care timpșenii le merită. Deci este clar că primăria trebuie să atragă profesioniști în administrația locală. Acest lucru este de dorit. Același timp este foarte clar că administrația trebuie să fie una suplă, trebuie să fie una care să nu fie supradimensionată și care să răspundă nevoilor cetățenilor. Ce faceți în această direcție pentru a plana conflictele de la nivelul Consiliului Local, pentru că atmosfera este o relație destul de tensionată, este și cu celălalt viceprimar undeva. Aș vrea ca timișorenii să știe. I s-au luat o serie de atribuții. Aș vrea să ne spuneți din perspectiva dumneavoastră cum stau lucrurile de fapt. Relația nu este una tensionată cu domnul Tabăr, este o relație ok, corectă de colaborare. Într-adevăr, inevitabil au fost anumite dispute politice în spațiu public, lucrul ăsta nu poate. De ce inevitabil? De ce inevitabil? Pentru că ar trebui să fie interesul oamenilor, timișorenilor. Ce înseamnă inevitabil? De păcate, dacă ne uităm în politica locală, vedem că de-a lungul ultimilor 20 de ani în Timișoara nu am reușit să avem înțelepciunea politică la nivelul clasei politice locale. Să înțelegem că anumite proiecte sunt mai importante decât interesul politic de moment al unui partid sau unui candidat. Asta este motivul pentru care n-am reușit să facem lobby și să avem un stadion nou, n-am reușit să avem o sală polivalentă nouă, n-am reușit să avem o centură finalizată, deși am avut miniștri, am avut foarte mulți ani de zile în care primarul avea aceeași culoare politică ca și guvernul, pentru că de foarte multe ori politicienii locali nu au avut maturitatea să înțeleagă că interesele comunității sunt mai importante decât interesele de moment ale politicienilor. Și vedem comparația cu Clujul, unde în Cluj, în pofida divergențelor dintre diversele partide politice, au fost câteva teme care au depășit cumva interesele politice. Și în Timișoara, de asemenea, cât că e nevoie de acest pact politic, sunt câteva obiective extrem de importante de infrastructură, de exemplu, cum sunt dotările de la Luis Turcanu prin PNRR, cum este maternitatea nouă prin PNRR, cum este centura, cum este stadionul, cum este sala polivalentă, unde la nivelul clasei politice trebuie să avem o înțelegere prin care să stabilim că aceste proiecte sunt esențiale și indiferent ce partid va ajunge în ce poziție de influență la București, le vom susține cu toți. Adică indiferent de
interesele de moment, nu vom ajunge niciodată în poziția în care să subminăm interesele comunității doar pentru a câștiga capital politic. Și cred că aici a fost, de fapt, problema, una dintre problemele mari pe care le-am întâlnit la nivel local. Iar dacă ne la nivel de Consiliu Local, vedem un Consiliu Local în care în 2012-2020, practic, a fost o tăcere și o liniște absolut totală, cu mici excepții, postul Consiliu Local, domnul Idolu. În afara dânsului, nu cred că a luat nimeni niciodată cuvântul, s-a nicio critică către administrația. Ați făcut, un apel la pace în favoarea atmosferei de lucru constructive? Și care au fost răspunsurile? Noi suntem în discuții și în negocieri constante cu toate partidele politice din Consiliul Local, pentru că nu avem o majoritate în Consiliul Local și suntem nevoiți pe fiecare proiect să îi convingem să-l susțină. Ați negociat cu o parte din consilierii de la alte partide să vă fie alături? Noi negociem cu toate grupurile politice din Consiliul Local. Sunt 4 partide politice. Aceasta este realitatea votului din 2020. Discutăm și vorbim cu toată lumea în interesul comunității. Faptul că un partid, cum este USR-ul, fără foarte multă experiență politică, este primul mandat în Consiliul Local, fără să dețină majoritatea, reușește să-și treacă 99,9% dintre proiectele de hotărâre de Consiliul Local pe care le are, arată că, de fapt, reușim prin discuții și prin compromisuri sănătoase să obținem acest sprijin de care avem nevoie ca să putem să avansăm cu aceste proiecte pe care le avem. Care sunt cele mai mari provocări pe care le aveți în față pentru perioada următoare, ținând cont de tot ceea ce am vorbit până acum? Evident că cea mai mare provocare... Ar fi iarna, ar fi câteva luări de decizii în Consiliul Local, niște proiecte... O parte din nemulțumirile timișorenilor? Vă rog. Evident că cea mai mare provocare pe care o avem, nu doar la nivel local, ci la nivel de țară în acest moment, este iarna care va veni și situația crizei energetice. Să nu uităm că megavatul de electricitate se tranzacționează în acest moment între 5.000 și 6.000 de lei. E o creștere de 50-60 de ori raportat la cu 2 ani de zile. Dacă tot suntem aici, vom avea factori mai mari? Unică și specială, uriașă. Dar dincolo de aceste provocări care sunt cumva generate de contextul european, internațional sau național, provocările noastre la nivel local este să reușim să menținem ritmul investițiilor, să reușim să creștem acest ritm, să absorbim cât mai multe fonduri europene și să reușim să profesionalizăm cât mai mult administrația publică, locală, structurile sale pentru a oferi servicii publice cât mai de calitate. E clar că și la ceea ce privește spațiile verzi, curățenia, sunt progrese care s-au făcut, pe curățenie sunt progrese uriașe care s-au făcut, dar nu este suficient. Deși să știți că vocile spun că Timișoara nu a arătat de mult timp, sau poate că niciodată, atât de lipsită de curățenie. Din nou, trebuie să facem o diferență mare între tot felul de slogane politice pe care le lansează unii candidați în funcție de alegeri și realități. Dacă ne uităm la oraș în acest moment, putem să mergem pe orice bulevard major, pe circumvalațiunii, putem să mergem pe Viteazul, pe Hector, să vedem că nu mai există noroi la bordură, cum a existat ani de zile. Am stat un an de zile fără contract de curățenie în Timișoara, fără contract de salubrizare. Uităm că s-a făcut muncă voluntară cu angajații primăriei să se mătură Piața Unirii și Piața Libertății. Cine spune că în acest moment, după ce am băgat 30 de milioane de lei pe curățenie în acest an de zile și nu mai avem ținut la bordură și nu mai avem mizerie pe străzi și nu mai avem... Astea în zonele centrale, dar în zonele periferice încă există probleme. Eu cred că este pierdută acea persoană în jocurile politice. Evident că există nevoie de foarte multă muncă în continuare. Avem nevoie să facem centre de colectare în care timișoarenii să poată să-și ducă deșeurile. Avem nevoie să îmbunătățim modul în care se colectează deșeurile menajere și cele reciclabile. Avem nevoie să avem pe contracte de curățenie mai bine întocmite. Avem nevoie să îmbunătățim curățenia stradală, mai ales în zona de curățenie manuală, de alei și de trotuare. Sunt zone care trebuie îmbunătățite în mod evident. Dar în acest moment, în contextul în care avem șantiere de mari dimensiuni, Bogdănești, cetății, Vidrighini,
lucrurile de termoficare, lucrurile de apă și de canal, care creează foarte mult noroi, foarte multă mizerie. În acest context, cu aceste mari șantiere, orașul este mai curat decât era în 2015 de câteva ori. Și acest lucru cred că este evident. Putem să luăm imagini din arhivă, să le uităm în 2020 la mizeria de pe străzi, la nu cred că era bordura în zona centrală care să nu aibă un strat consistent de țărână care să o flancheze și acest lucru nu mai există în ziua de azi. Dar, în mod evident, mai avem un contract. Pentru că nu s-au rezolvat încă toate problemele, sunt încă pe contractele vechi. Începând de anul viitor vom avea un nou contract de salubritate și sunt convins că în următorii de ani de zile vom ajunge la nivel de curățenie așa cum ne dorim și cum sperăm să fim. Aș vrea să vă întreb dacă, din perspectiva primăriei, va crește factura la furnizarea energiei, la energiei agentului termic, dacă se va mări, se vor mări costurile. Consiliul local și... Acest lucru a fost propus de către Coltern, va trebui avizat și aprobat de către ANR, iar după aceea va trebui să fie aprobat de către Consiliul local. Cred că este o posibilitate pe care nu putem să o excludem, în mod evident, și cu siguranță dacă acest lucru se va întâmpla, o parte din cost va fi suportată de către primărie. Ce ar însemna? Este pregătită primăria ca buget, ca alocare financiară? În mod evident, și bugetul public și bugetele personale tot timpul pot să fie mai mari, nevoile sunt tot timpul mai mari decât posibilitățile, dar da, vom prioritiza și ne vom pregăti pentru această perioadă. Cum am și spus într-o declarație publică, nu putem să excludem acest lucru. În contextul în care toate prețurile energiei cresc, este imposibil să ne așteptăm ca doar acest preț să nu crească și el. Mai există o ultimă problemă pe care aș vrea să o abordez cu dumneavoastră și vine tot, este colectată tot din spațiul public. Mi-am dorit foarte mult să ajungem să vorbim un pic și să anihilăm aceste vorbe. Site-ul primăriei a fost o perioadă în care nu era funcțional. L-am verificat acum, funcționează. Mesajele... A fost timp... 6 ore. Acea perioadă a fost de 6 ore. Le-am nimerit. Totuși a circulat foarte mult că multe din nemulțumirile sau mesajele timișorenilor nu ajung la dumneavoastră. Cum stați cu primirea acestei corespondențe sau a mesajelor venite de la timișoreni și unde pot ei să o facă ca acestea să ajungă? Sunt sute de sesizări care vin zilnic către primărie. Cele mai multe sunt primite răspuns. Într-adevăr, e o problemă la nivel administrativ și de asta și avem nevoie de organigramă nouă, de oameni noi în primărie. În 2020, în noiembrie, când am fost în primărie, erau câteva zeci de mii de sesizări fără răspuns din ultimii ani de zile. Și e clar că este o problemă cumva care s-a dezvoltat și a crescut în ultimii ani de zile în primărie, această interacțiune cu cetățeanul. Eu răspund la sesizări, mail-ul meu este public pe site-ul primăriei, îl citesc în fiecare zi, îmi scriu cetățeanul pe mail-ul meu direct, le răspund. Telefonul meu a circulat destul de mult, numărul meu de telefon prin oraș, mă sună inclusiv taximetrie și răspund la telefon, încerc să răspund și încerc să fac un contact cât mai real și cât mai apropiat de cetățeni. Din păcate, timpul este limitat și nu pot să dialoguez pe cât de mult mi-ar dori. Fac și audiențe săptămânal, de doar pe săptămână și cu timpul vin cetățeni la audiență, încerc să-i ajut pe toți. Facem și întâlniri în stradă, atât cu consilierii locali de la USR, cât și cu domnul primar, în care facem dezbateri publice sau avem întâlniri cu cetățenii ca să vedem care sunt problemele dintr-o zonă sau din alta. Evident că dialogul cumva trebuie îmbunătățit și primul pas ca să îmbunătățim această interacțiune între primărie și cetățean este să avem o organigramă nouă, funcțională, în care acești responsabili de cartier pe care primarul funcție a propus, pe care cetățenii i-au votat, să se înfăptuiască. Iar aici am fost blocați de către sindicatul primăriei în acest proces de organigramă, un sindicat care practic contestă absolut orice, inclusiv angajarea de oameni noi, un lucru pe care eu nu l-am mai văzut niciodată ca un sindicat să nu dorească să angajeze oameni. De obicei sindicatele doresc să nu dea afară oameni, nu să nu angajeze oameni, dar în cazul de față avem un sindicat care e clar că are alte interese decât funcționalitatea primăriei, dar fără nicio îndoială încă sunt cu siguranță cetățeni care simt că comunicarea se poate îmbunătăți și trebuie să se îmbunătățească și într-adevăr primesc mii de mesaje pe lună și din păcate nu pot să răspund la toate, dar e clar că această zonă este zona care trebuie să se îmbunătățească. Și tot pentru timișoreni, este o ultimă întrebare la care, dacă doriți să m-aș bucura tare mult să ne răspundeți. E o întrebare
surprinzătoare după tot ceea ce am vorbit noi. Există interese de grup în jurul primăriei și în jurul administrației actuale? Întrebarea este câte? Câte interese? Nu dacă. Sunt ele piedici sau factori care determină anumite reacții ale administrației actuale? Să nu întreprindă sau să întreprindă într-o măsură specifică acțiunile? Împiedică mult? Mă gândesc ce răspuns să te dau ca să fie cel mai sincer pe care puteți să-l dați și care ar putea să ne ajute și pe noi să înțelegem ceea ce se întâmplă la nivel de administrație. Există oameni politici în Timișoara care nu au avut niciun job, nicio slujbă, nicio sursă de venit prezentabilă public în ultimii 20 de ani, dar care sunt extrem de bogați și care sunt cunoscuți la nivel local că sunt oamenii care rezolvă sau rezolvau pe vremuri autorizații, uzuri și alte lucruri. E clar că la nivel de urbanism, prin puțin, a existat în Timișoara o rețea extrem de eficientă și extrem de toxică pentru oraș care putea să rezolve lucruri. Și e clar că decuplarea și demufarea acestor rețele nu e un proces care să nu atragă rezistență și să nu atragă conflict. Și e clar că aceste interese, acești oameni care până la urmă pierd foarte mulți bani, vor finanța și vor face tot ce le stea în putință ca să blocheze orice proiect, program de reformă. Întrebarea este câte? Și răspunsul nu este, e de ordinul zecilor. Există căi legale pe care le-ați activat, adică ați început să depuneți plângeri și cum stați? Am depus, da, plângeri și așteptăm să vedem soluționări. Se mișcă ceva la nivel de justiție? Simțiți asta? Se că mișcă, sunteți ajutați? Se mișcă. Din punct de vedere al administrației și că suntem ajutați. Nu pe noi trebuie să ne ajute justiția, ci pe noi ca cetățeni, nu pe noi ca administrație. Bineînțeles, nu nici nu m-am referit la administrație. Se mișcă, dar este evident că și justiția locală se confruntă cu multe probleme de legislație, de lipsă de personal. Și na, nu putem să spunem, adevărul este că ritmul în care unele lucruri avansează, exact ca și ritmul pe care noi le-am dorit de la primărie, poate nu este un satisfăcător. Cu siguranță toți cetățenii își doresc ca un proces de reabilitare a unui bulevar să se facă în 2 luni de zile, dacă se poate. La fel că ne-am dorit ca și un astfel de anchetă să se întâmple peste noapte. Unele lucruri, din păcate, iau timp. Asta nu este un lucru rău, dar e o realitate. Se mișcă și sper că această mișcare va continua. Mulțumesc tare mult, domnule viceprimar. Vă mulțumesc și să sperăm că ne revedem curând. Da, cu acele subiecte și propuse de dumneavoastră și de care începusem să vorbim în această ediție. Din păcate timpul nu ne-a permis, dar să știți că vă adresez invitația de a participa la o emisiune în care să vorbim despre aceste proiecte și de ce nu despre investițiile pe care administrația le are în vedere pentru Timișoara și pentru timișoreni. Particip cu mare drag, dar întâi să le anunțăm. Nu-mi place să vorbesc despre proiecte care sunt încă în faza incipientă. Doresc să vorbesc despre momentul în care sunt făcuți câțiva pași. Păi, poate că modul în care și reacțiile care ați putea să le colectați de pe piață este și de la nivel de intenție și acolo ați putea fi conectați cu nevoile timișorenilor. Cu siguranță, dar suntem într-un oraș în care dacă nu ne-a lipsit ceva în ultimii 10 ani, nu ne-a lipsit ideile. Iar dacă ne-a lipsit ceva, ne-a lipsit implementarea. Și atunci dorim să schimbăm un pic această mentalitate de la o mentalitate care se bazează doar pe a avea idei în fiecare zi o altă idee, înspre una în care lucrurile trebuie implementate. Eu aici nu mă refeream la idei, ci mă refeream la culegerea, una este ideea și alta este nevoia timișoreanului de a se regăsi în anumite proiecte. Că de idei, de oameni cu idei, n-am dus lipsă, ba mai mult au fost idei personale care s-au ținut neapărat să fie puse în practică, chiar dacă poate majoritatea dintre timișoreni nu și le doreau acele idei sau acele puneri în practică. Mulțumesc încă o dată mult, domnule viceprimar, și vă mai așteptăm. Vă dorim spor la muncă și să avem o iarnă caldă. Mulțumesc! La revedere! Și dumneavoastră vă mulțumim și vă dorim să vă fie bine!